A început numărătoarea inversă. Stăm de vorbă cu Ada, Otto și Daniel. Toți trei au în comun un festival. Servus Transilvania. Servus, vă spune Mircea. Otto, ești nașul, părintele, fondatorul, mama, tata, tot ce se poate spune despre acest festival. De ce ai făcut festivalul ăsta? Mircea, eu ascult muzică din 67. În 70-71 m-am mai ocupat cu unul dintre frații mei și cu alți prieteni de cântat, dar foarte puțin. Și ascult până ziua de astăzi cu mare drag muzica. Pentru mine muzica leagă oamenii, sufletește unul de celălalt. Deci cu gândul la Woodstock, mă gândesc. E precis. Într-o seară, stând pe Facebook și împărtășindu-ne muzica cu prietenii, printr-o discuție, ajungând și la Woodstock, că nu se poate fără Woodstock, generația noastră nu se poate așa. Am zis, hai, dați-vă să facem și noi un mic Woodstock, ce au făcut ei acolo, asta putem să o facem și noi. Fără pretenție, exact ca la Woodstock, doar știi bine, oamenii s-au adunat cu grămadă acolo, nici nimeni nu a avut pretenție, fiecare au cântat când i-a plăcut, cum i-a plăcut, când au putut și s-au distrat 500.000 de oameni și a fost o chestie foarte faină. Și m-am gândit că asta am putea să o facem și noi. Vezi că în ziua de astăzi lumea a devenit foarte comodă, nimeni nu mai vrea să facă nimic, toți numai ne uităm pe tablete, pe telefoane și pe televizoare, nu mai avem timp unul de celălalt să comunicăm, să ne bucurăm și să ne veselim sufletul, că bogăția cea mai mare a omului este și rămâne sufletul. Și prin muzică, toți iubitorii de muzică se simt foarte bine, după părerea mea, sunt prieteni, sunt frați, sunt până la urmă o comunitate foarte faină care știe să se distreze. Numai din păcate, din cauza mediilor, am uitat să facem chestia asta și asta am încercat-o. Vorbim cu Ada, vorbim cu Dan, care sunt de foarte mult afară în natură, la fermă acolo. Haidea să organizăm, să facem ceva, să ne simțim bine și trupește și sufletește. Cum a fost anul trecut? Anul trecut n-am avut speranțe să vie atâta lume, totuși nici nu a fost mediatizat așa de mult, numai prin prieteni și ce-am mai vorbit cu unul și cu celălalt. Și am avut în prima seară, au fost peste 200 de oameni și în a doua seară au fost aproape 400. S-au cântat până când lumea nu mai vrut, nu mai avut chef, s-au stins generatoarele, s-au oprit muzica, oamenii și-au luat chitările, au făcut un foc de tabără și au cântat în jurul focului de tabără. Fiecare, asta e plăcerea, să cânți, nu de musai, nu să fie un program, băi, am 45 de minute, să cânt 45 de minute. O să facem cu trupele care vin, o să cânte programul lor, câteva cântece, dar după aia tare mult mi-ar place să facem un sensation, așa să cânte fiecare cu fiecare. Ăștia sunt muzicanții adevărați, muzicieni adevărați, care pot să cânte cu oricine, numai în formula trupei, care poate să se adapteze muzicii pe care o cânte. Așa, după părerea mea, trupele merg, au 5 cântece sau 10 care le repetă zilnic, sunt profesioniști și cântă. Dar cânți cu alții împreună dintre alte trupe și îți dai silința să-ți iei ritmul, să-ți iei melodia cu ceilalți împreună, asta este arta, arta muzicii. Și asta mi-ar place tare mult, așa combinație, să cânte cine cu cine vrea. Și ce ar mai place la unul și la celălalt.
am observat vorbind cu mulți dintre ei care au cântat în trupe, nu mai cântă sau nu mai vor să vină, că reputația, că eu că o să greșească, că eu să... Noi nu suntem la un concurs de... Noi suntem acolo să ne distrăm, chiar dacă falsează unul la un instrument sau la o voce, sau mai distorsionează către un instrument. Noi nu suntem pentru acolo, nu avem cine să ne dea un calificativ că a fost bine, a fost bun, a fost rău. Suntem acolo să ne distrăm, să ne simțim bine. De asta am depus foarte mult efort și copiii ăștia, Ada și cu Dan, și eu am lucrat foarte mult, mai avem prieteni care ne ajută să punem scena, să cărăm generatoarele, să cărăm mese, tot ca omul să se simtă bine. Ce trebuie să știe cei care vor să vină acolo? Ce au la dispoziție? Mă refer la haine, să vedem, vorbim de cazare, primul rând. Da, da, cazare, oamenii o să fie două camping-uri, unul o să fie amenajat în apropierea scenei care vor să aibă scandal tot timpul și altul o să fie puțin mai departe, care o să vină oamenii cu copii, să aibă liniște ca copiii să poată să dormă noaptea. În rest, oricine poate să vie cu un corp, cu rulotă, cu ce vrea, poate să se instaleze, o să fie locuri amenajate. Vine cineva, o firmă vine cu băuturile, cu bere răcoritoare și apă minerală și așa mai departe. Altă firmă o să fie cu mici și grătare și cu mâncarea acolo. Poate să vină oricine să-și vândă produse tradiționale sau tradiționale și făcute de mână, nu țigănii și tarabe de tot felul. Și anul trecut a fost cu Zacusco, a fost da, producător local. Poate să vină oricine vrea. Așa, pentru că tot ai făcut tranziția tu către Ada. Ada, dar la voi începe festivalul mai devreme. Da, noi începem cu o săptămână mai devreme, 22 lunea, când dăm startul taberei pentru copii. O să avem 38 de tineri în tabără, 21 din Biertan și 17 din Săliște, de clasele 1-8 în principiu, dar și mai mari, voluntari, coordonatori de voluntari, pentru că am depus un proiect la Direcția Județeană de Sport și Tineret din Sibiu. Proiectul a fost aprobat și datorită lor o să putem face posibil această tabără, unde copiii o să participe la concursuri sportive, de orientare turistică, la ateliere de creație, o să învețe cum se trăiește în natură, cum ne spălăm la râu sau, mă rog, la izvor. Și ieri am dat lista cu obiectele pe care trebuie să și le aducă și la sfârșit am menționat că că folosirea telefonelor mobile și a tabletelor este interzisă pe timpul activităților. Reacțiile n-au fost de cele mai plăcute. Așa, dar până la urmă se vor descurca și fără. Anul trecut n-a fost tabăra asta, nu? Nu, anul trecut n-a fost tabăra, dar totuși am avut foarte mulți copii, participanți la atelierul de creație, am pictat cu ei, am făcut activități sportive, dar nu într-un cadru organizat. Și ai fost cu clown, nu? Și... Da, coordonatorul lor s-a costumat în clown și i-a distrat un pic. În prima zi din program am văzut că este și o piesă de teatru. Da, piesă de teatru regizată de copii, scrisă de copii și jucată chiar de ei pe scenă. Vă pot da un mic detaliu din piesa asta de teatru. Tematica o să fie exact cea despre care am vorbit mai devreme, adică folosirea excesivă a tehnologiei în rândul tinerilor. Ei o să ne spună mai multe despre acest subiect. Și copiii până cam pe la ce oră sunt cuprinși în program? La noi am hotărât ca la 9:30 să fie stingerea pentru cei mai mici, acum cei mai mari care vor să mai stea în jurul focului cu noi, să mai cântăm, să mai povestim, bineînțeles că nu o să fie nicio problemă, dar activitățile încep foarte devreme dimineața, la 8 ne trezim, facem înviorarea și o să înceapă activitățile, așa că...
Așa că aici e de lucru. Așa că ar fi indicat să se culce mai devreme. Ok, mergem mai departe și ajungem la Daniel, cel cu care am ținut legătura referitor la program. Dezvoltă acum cele două zile, când a treia zi probabil jumeaș revine și se pregătește pentru ediția următoare. Cum o să se desfășoare ziua de când începem? De vineri? Vineri 26 o să fie prima zi și începem, apropo de ce-o zis și Otto mai devreme, unul dintre lucrurile care ne leagă și păi, tot așa pasiunea pentru muzică. Am cântat și eu pe vreme, așa, când aveam 17 ani, cu unii dintre oamenii care o să vină să cânte. Și-a rămas, sigur, pasiunea asta și acum, sigur, în calitate de organizator, de-am face la fel de multă plăcere să văd cum oameni tineri de talent produc ceva. Și, deci, prima zi, vineri, o să fie foarte intensă, începem în forță, o să fie câteva trupe profesioniste, deci am și alocat așa un program anume să-și facă numărul, dar sigur că la sfârșitul zilei o să avem un jam session și așa cum o zis și Otto, asta e de dorit, ca oamenii să încerce să cânte ceva și împreună și o să se chiar întâmple asta. O să deschide cei de la Sibiu, Still Crazy? Sibienii? Nu. O să deschid Moto. Nu. Mozaic. Mozaic, așa. Mozaic. Cu Lutz Conert. Aha, exact. Da. Cu Lutz Conert o să deschidem mai soft, așa. E, nu știu, cântă... o trupă de cover-uri. Cover-uri și lucruri mai soft, așa. Și apoi începem puțin mai dat. Treptat, puțin mai dur, să zicem, cu Still Crazy din Sibiu. Ei cântă hard rock, heavy metal, deci până la urmă e ceva chiar așa de... Desperiat. Apoi o să vină un prieten foarte bun, de-al meu, un om cu care am și cântat înainte, Odi. El are mai multe, a avut diverse proiecte și în România. Tu ai cântat la IC Red? Nu, sau înainte, mult, cu mult înainte de asta, da. Odi, după ce n-am mai cântat noi împreună, în formula aia de atunci cântam așa un fel de rock clasic, erau cântece pe care le compuneam împreună și le cântam împreună. Apoi el, oricum, a fost pasionat de atunci de chitară, de riff-uri, deci de metal mai dur, așa. Și el a avut deci, diverse proiecte și în România și apoi și în Germania. Are două proiecte acolo și foarte bine înfipt așa în lumea asta muzical. Heavy metal-ului de acolo. Se vine cu un proiect interesant, e o chestie nouă, se numesc Still Awake și chiar și din genul muzical pe care îl abordează reiese că e ceva așa mixt, care e rock, metal, progressive metal, o să fie o tipă la voce. Noi am ascultat niște demo-uri înainte, sună foarte interesant, deci abia așteptăm să vină să ne prezinte show-ul lor, o să fie și show de lumini, deci omul foarte meticulos, așa, asta vreau să zic, ei și în materie de inginerie de sunet, așa, vrea să fie totul foarte bine pus la punct, la noi e un show, un spectacol și e și sunet, e și imagine, e și lumină și toate astea. Dragi prieteni, sunt Odi, suntem la Albert Studios, aici unde repetă formația mea, Still Awake. Abia așteptăm să ajungem la Viertan, la festivalul mult așteptat Serus Transilvania. Suntem foarte, 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 foarte nerăbdători să urcăm pe scenă și să o rupem. Așa că veniți în număr cât mai mare, susțineți-ne, noi vă susținem la beute, la voie bună și la tot ce vreți. Numai bine, vă pup! Și apoi, la final, o să ne încânte trupa asta, care e o trupă tribut In Flames, deci o trupă care a inițiat genul ăsta de melodic death metal. Ei au cântat și cu ocazia lansării de carte.
Scorn, se numesc. Cu unii dintre ei tot așa am mai colaborat și în trecut. Sunt câțiva sunt din Cluj, alții din media și i-am ascultat atunci la eveniment pentru prima dată. Și mi-a plăcut foarte bine cum sună oamenii împreună. E o muzică lucrată, deci nu se joacă, nu sunt amator, după părerea mea. Și, na, am zis să fie și ei alături de noi. Apoi, sâmbătă o să fie, să zicem, un pic mai relaxat programul. O să ne încânte tot așa câteva trupe cu... o să... Moto se pune sâmbătă cu muzică folk, exact. Ei au fost și anul trecut de altfel și au cântat foarte bine, un sunat excelent. Și încă o formulă, o să avem, o să fie o trupă formată ad hoc, tribut festivalului nostru, formată din trei muzicieni cu experiență și cred că o să fie surpriză ce o să ne cânte ei. Și, bun, pe lângă muzică mai avem, cum zice Alexandra, și numărul ăsta, Nomofobia, o să putem spune. Și dansul, exact. Asta e foarte important, că o să fie reprezentată, din punctul ăsta de vedere, toate... Genurile muzicale. Toate genurile și etniile din Transilvania, pentru că, așa cum a zis și Otto, ăsta e un lucru foarte, foarte important, că de-aia am și zis festival multicultural și interetnic, pentru că Transilvania este o comunitate interetnică și e foarte important să fie reprezentate toate etniile și tradițiile muzicale și așa mai departe și atunci o să fie diversitate și diversitate e un lucru foarte bun. Otto. Intrarea, am înțeles că se face pe bază de donație. Exact. Așa. Că munca noastră nu percepe nimica pentru ea, dar ne trebuie benzină, ne trebuie motorină. Mai trebuie și la muzicanții aia care vin să cânte pe din plăcere și pe nimica, măcar să le putem oferi un pahar de vin sau o bere și o mâncare, să aibă o mâncare caldă acolo. Plus ne mai gândim și cu proiectul ăsta de la Sibiu, aprobat de județ. Sunt 36 de copii care într-o săptămână de zile sunt voluntari, trebuie să mănânce și ei, să bea câte o apă minerală sau un suc. Și nu cred că dacă cineva ne dă 5 lei sau 10 lei să ne ajute să putem să le facem o plăcere la copiii ăștia, că toți am fost copii și știm cum este în tabără și când ne bucurăm dacă primim ceva de la cineva. Nu este un efort mare, cred că 5 lei sau 10 lei, ca să ne putem puțin din, măcar puțin o parte, o părticică din cheltuieli, să le acoperim, că, cum o zis Daniel înainte, vin prietenii lui din München, până aici, până în Bierta, să cânte de plăcere, măcar 3.000 și o bere să le putem da oamenilor să se simtă bine, că flămânzi nu pot să cânte, precis nu. Și vrem să le mulțumim pe calea aceasta la toți care ne ajută, toți pentru stimă mare pentru cei care o să vină să cânte și orice activitate o să facă gratuit, ca să ne simțim cu toții bine. Ne vedem la Bierta. Să sperăm. Să triumfe muzica, nu? Da. Dar încă o precizare vreau să fac. Am avut și anul trecut un caz dintre ăsta mai, a fost unul singur, la festivalul Servus Transilvania. Nu dorim decât muzică bună să ascultăm. Nu manele, nu țiganele, nu nimica. Muzica adevărată pentru noi este rock plus folk. Restul sunt derivate și care nu le apreciem. Servus Transilvania. Servus Transilvania. Servus Transilvania.